Dar totuși trebuie să sprijine românii din Ungaria, nu? Și o singură fundație civică care are membrii, care lucrează în timpul lor liber, pe nervii soțiilor și soților, păi numai noi putem așa să sprijinăm, că noi avem bani. Și singura bursă care se dă la SEGE pentru un student român, ca să rămână român, și să-și urmeze tradiția, și să învețe în română acolo, pe milanurile matale, dă orbii albe. Firescu, deci ce să dea cineva, avem bani, ce dracu, deci așa se întâmplă. Dar pe undeva arătăm și puterea civiliei. După cum cei care au fost și înainte de masă și au discutat cu noi, au văzut că Mirela Cara era lângă mine. Mirela Cara este o ziaristă foarte interesantă. Din București, o picat, ca și Pilat în Credo, o picat în Secuime. Și acolo vreo două săptămâni au plâns că au văzut că nimeni nu știe limba română. Și ea bucureștean că a spus că aici o să mor. Și cu timpul s-a obișnuit cu secuii, cu chincuva, și acum ea tot explică, ca și un om care vede lucrurile din exterior, cum e această conviețuire. Ce înseamnă când tu lupți, te lupți, pentru identitatea ta. Este un lucru neplăcut. Că minoritarul bun care e? Minoritarul bun e care este lăudat. Ești foarte bun minoritar, adică dispari. Asta este trendul și la noi sunt, nu știu, de vreo 450 de minorități, niciodată nu știam că sunt atâția, care îmi întreb, unde sunt? Păi la festival, că se îmbracă, după aceea fac nu știu ce mâncări tradiționale și cam atât. Acasă vorbesc deja altă limbă sau limba statului. Așa dispar grecii, macedonieni, armeni și așa mai departe. Cum am ajuns la dumneavoastră? În SEGE, ziua națională a României, practica limbii române, ziua de naștere a lui Eminescu, s-a sărbătorit foarte interesant. S-a sărbătorit prin prezența corbilor albi. E prima dată se întâmplă, mi-a spus domnul ambasador, că ziua culturală a României se sărbătorește bilingv. Deci era prezent și domnul consul general și domnul ambasador și noi tot așa am discutat, spunând că nimic în lume nu este mai important decât a înlesni relațiile interetnice, deoarece în relațiile interetnice există o posibilitate, este o sursă, este o mină de aur, dacă pot să folosi. Văzând că portalul nostru și toată asociația începe să fie tot mai mare, după aceea au venit și alți diplomați în jurul nostru, profesori, ingineri, foarte mulți studenți, tineri români și maghiari, am spus, haideți totuși să vadă lumea cam ce scrie, în care 38 de oameni, români și maghiari, scriu despre părțile pozitive ale conviețuirii. Toată lumea a spus că da, e plictisitor. Dar cine citește lucruri frumoase? Lumea așteaptă să taie ceva, să vină și să spună că ăsta o dat și ăla cu cuțitul și o scos steagul. Și am cerut sprijinul Guvernului României. Este limba maghiară o vorbă că dacă e gâscă, să fie grasă. A spus, măi, dacă cer, hai să fie grasă. Hai să cerem direct de la Guvernul, și nu de la asociații, de la Guvernul României, de la Direcția Reacțiilor, Relațiilor Interne. Și ce dă Dumnezeu? Mă sună cineva și îmi spune că da, volumul este aprobat, bugetul este plătit de Guvernul României și prefața este scrisă de domnul rector Ioan Gurel Pop, deocamdată și actuale cel mai cunoscut și cel mai stimat. Când a apărut acest volum, toată lumea a spus, cum de soapă ciopă unguru, se înțelege bine că Ioan Aurel Pop, care este un român tare, și totuși ne înțelegem. Și tot am spus clar că noi avem diferite concepții despre viață, dar asta nu înseamnă că nu putem colabora în scopul unor lucruri care arată viitorul. Deci, aici, fără colaborare interetnică, nu există. Dumneavoastră mai ales știți în Ucraina că ce înseamnă că nu mai există colaborare interetnică. Acolo apare agresiunea și apare tristețea. Acolo dispare orizontul. Un alt membru foarte interesant a Corbilor Albi este Aurelian Lavric din
din Chișinău. De cum? Deci cum vedeți? Deci cine reprezintă actualmente aici la dumneavoastră Corbean? Mirela Cara, o româncă care este practic minoritară în secuime. Reprezint eu, care sunt ungur din România, reprezentând maghiare. Și eu minoritar practic și ea. De iure nu, fiindcă trăiește în România, dar practic trăind în secuime, trăiește printre unguri. Și atunci ne-am gândit că hai să luminăm și mai mult, să vedem cum vede un român din Republica Moldova această duplicitate pozitive